Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Etalare pentru iunie 2022. Poate să fie, dacă vreți, 5 iunie, 5 iulie, dar vă spun că etalările durează mai mult decât o lună. Și, interesant, la capătul setului de cărți, 7 de aer. Minciunele. Poate la locul de muncă. Sau stres, cum să faceți bani. Dar trebuie să vedeți dincolo, dacă vreți să faceți bani, trebuie să vedeți dincolo de și de iluzii și de cuvinte. Dincolo de cuvinte. În fine, un mesaj. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Poate aveți de face cu cineva care nu a văzut adevărul. Voi nu ați văzut adevărul la un moment dat? Okay. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în leu. O situație. Wow. Maiden. Numărul 2. Este fecioara, dar nu ca zodie, că aici e numărul 2. Ar putea să fie marea preoteasă, numărul mare preotese. Ideea este că sunteți. În primul rând trebuie să alegeți. Doi înseamnă, țineți de alegeri. Să stați în programele mentale, acelea în care v-ați păcălit programe, obsesii, idei fixe, da, apropo de script, da, de cuvinte. Regina de foc, da, despre ea vorbesc. Sau să vă transformați, moarte și renaștere. Să puneți cap, da, aici, puneți cap în minciunilor. Poate că cineva nu a fost integru față de voi. N-a fost corect. Poate. Poate a fost invers. Ideea este că trebuie să depășiți niște programe și să intrați pe o nouă cărare. Și pe acea nouă cărare care vă va duce într-o zonă mult mai luminoasă, mult mai frumoasă, spre, eu știu, o casă, un destin, un job, o familie, ceva, orice, da? Vă duce. Această cărare e un portal. Va trebui să treceți prin mai multe portaluri, dar sunteți la început de drum, sunteți într-o energie feciorelnică, aveți multe de descoperit, asta înseamnă, dar trebuie să fi riscat, să fi trecut prin unul ca să începeți această călătorie. Într-un fel sau altul, această călătorie simt că va aduce abundență dacă vă implicați în ea. Hai să vedem. Soare, lună, Venus, ascendent. Wow, ce sare aici? Doi de monede, iar. Doi de monede. Trebuie să alegeți între două spații, două locuri, două persoane, două situații. Poate că sunteți acum, da, am înțeles, între două situații și la un moment dat va trebui să renunțați la una ca să vă concentrați pe cealaltă. Și știu. Poate să fie două joburi, două case. Aveți grijă de două case, aveți două joburi, aveți, eu știu, un job și un hobby. Da? Nu trebuie musai să fie relații. Iată judecata. Gândiți bine, ascultați-vă intuiția. Soarele nu a venit să ascende, nu în leu. Iunie 2022. Aproximativ. Doi de bâte. Asta e în trecut. Izvorul, ce frumos, 22. 2, 22. Poate vedeți des. E interesant că a venit 2, 2, 2, 2. 2 a doua, 2022. Probabil la portalul din 2 februarie 2022 s-a întâmplat ceva, că e în zona de trecut. Cavalerul de bâte. V-ați regăsit energia, ați explorat o nouă direcție, ați ales o nouă direcție, mai aproape de ceva care vă hrănește emoțional și energetic. Repet, poate să fie loc, poate să fie hobby, poate să fie o călătorie cu cavalerul de bâte, poate să fie și o aventură. Trei de cupe în prezent, momente frumoase cu prietenii, 4 de spade, ups, și 10 de spade. E fain totuși, dacă eu zic că vă vindecați de un sentiment de trădare, de o boală. Vă vindecați și vă simțiți bine cu prietenii. Eventual, dacă cineva v-a trădat, dacă voi ați trădat, voi știți, nu știu. Sau cineva v-a trădat. Există aspecte, da?
cărți care sugerează și o trădare în dragoste. Dar nu e obligatoriu să fie în dragoste, poate să fie la locul de muncă, poate să fie, eu știu, în familie. E o trădare. Dacă a fost trădare, începe să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, aș spune. Aventură, trădare. Da. Poate a fost boală, nu neapărat trădare. 10 de spade înseamnă și boală. Și 4 de spade înseamnă boală. Aș spune că vă vindecați de acea boală. Unii dintre voi. Și vă simțiți bine. Poate că unii dintre voi vine un mesaj, ați fost la 3 mănăstiri, 3 biserici, nu știu, vine un mesaj, sau trebuie să mergeți la 3 mănăstiri, 3 biserici, să luați apă sfințită de acolo, cupă, apă, apă sfințită, izvorul tămăduirii, eu știu, mesaje. Pentru unii dintre voi, nu pentru toți. Puterea, ia uite, puterea, vă veți regăsi puterea, judecata. Vezi, zici ce, wow, ce cărți puternice și începeți o nouă lume, vă creați o nouă lume. Puneți capăt sau puneți punct, bine zis. Puneți punct unor capitole, aș spune, unei cărți. Puneți punct, da, punct de la mare, așa, accentuat. Încheiați un capitol. Și vă ascultați intuiția. Intuiția vă îndeamnă să deschideți un nou capitol. Să vă ridicați deasupra durerilor, să renașteți cu puterea. E opt, e transformare. Renașteți într-o variantă mai bună. Depășiți ego-ul care v-a adus multă dezamăgiri. Dar toți avem ego, că fără ego nu putem să trăim pe această planetă, în acest 3D. Da? Dar judecați. În viitor veți judeca. Că acum analizați. Veți înțelege dacă vă conectați la intuiție. Ce înseamnă să te ridici deasupra situației și ce înseamnă să te lupți tot timpul cu o situație. Aici este ego, aici vă învârtiți, da, doi de monede, vă învârtiți tot timpul în relații karmice care se repetă, se repetă, se repetă la infinit. Trebuie să puneți punct. Și aici vă ajută analiza aceasta pe care și eventual și pentru unii biserica sau conectarea la niște spirite înalte, le văd acum pe cele trei grații în prezent. Aș spune o influență pozitivă în prezent din partea cuiva care vă dă putere și vă dă putere de discernământ, vă inspiră să vă ridicați. Deasupra semnelor fixe, adică deasupra unei încăpățânări, semnele fixe sunt încăpățânate, da? Leu. Unul dintre voi, vărsător, scorpion, taur, da? Sunt semne fixe, case fixe. Ideea e că în viitor vă veți ridica deasupra acestor tendințe și veți transforma ceva în viața voastră. 22, 21 și 22. Veți schimba, măi, roata norocului. Am schimbat, da, începeți un nou ciclu. Schimbați energia. Va fi o întâlnire de destin între voi și cineva. Eventual, această întâlnire de destin poate s-a manifestat la un moment dat în viața voastră, întâlnirea. Dar nu relația s-a manifestat pentru că a trebuit să vă vindecați voi sau ei. În viitor, această roată a norocului, acest nou capitol, vă permite... 4 cu 1 și încă 1, asta înseamnă 6. Să creați o nouă relație, o nouă casă, un nou job împreună cu cineva care vrea să fie alături. Un valet și 4 de, ia uite, aici e o persoană cu 4 monede, aici e o persoană cu 1, o monedă. A 5 o realizați împreună. De fapt a 6-a, da? 4 și cu 1, 5 și cu încă 1, 6. Adică puteți să vă bucurați de relații echilibrate, de joburi echilibrate, de joburi care vă dau stabilitate financiară în viitor. Am zis și joburi, dar aș spune totuși relații. La capătul setului de cărți aveți regele de spade.
doi de spade și marele preot. V-ați întâlnit cu un personaj care ori care se simte foarte fericit în preajma voastră, ori care vă aduce fericirea. V-ați întâlnit, dar este tăcere între voi și acest personaj. Este tăcere pentru că trebuie să vindecate niște situații. Poate să fie un triunghi amoros pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea, dar pentru unii e posibil să fie. Avem multe spade, cupe, un pic de foc și mai încolo apare pământul. Adică, berbec, săgetător, leu. Ar putea să fie leu la cuspidă, 20-22 august, zona aia. Hai, 23 februarie. Leu la cuspidă spre fecioară. Scorpion, pești, rac și gemeni în balanță vărsător. Hai să vedem. Hai să vedem totuși. Cărțile sunt mai mari. Aș vrea să vedem ce acest izvor. Izvorul este o carte puternică, e o arcană în plus față de cele 21 de arcane. Aici sunt încă două arcane plus. Clarificăm izvorul. A trebuit să alegeți în trecut voi sau cineva a trebuit să aleagă între voi și altă persoană sau voi a trebuit să alegeți să stați în acest turn sau să vă duceți undeva unde? Să vă găsiți izvorul, nu știu, un izvor de viață, de vindecare. Izvorul tămăduirii. Clarificăm izvorul. Izvorul ar fi și sufletul vostru. Ar fi să alegeți, să vă protejați sufletul, să vă hrăniți sufletul. Clarificăm izvorul pentru lei, soare, luna, venus, ascendent, nodul nord, în lei, în leu. Ia uite, nebunul și 8 de cupe. Da. Eu așa simt. Ori, repet, oricineva a trebuit să aleagă între voi și altă persoană sau altă situație în care nu se simțea împlinit, se simțea secătuit, era în acel turn. Vedeți cartea? Dar în acel turn n-avea apă, avea cupele goale în acel turn. Construcție înaltă, rezistență, dar n-avea apă, n-avea izvor. Și a trebuit să aleagă între acea relație secătuită de emoții și această nouă relație pe care o putea descoperi cu voi sau a descoperit-o cu voi, zero, nebunul, cavalerul de bâte. Da? Și în această întâlnire, întâlnirea karmică despre care am zis, care s-a manifestat la început cu o atracție fizică foarte puternică, dar în care s-a descoperit de fapt un izvor nesecat de emoții și de dragoste. Aici este. Acum, repet, nu s-a putut materializa nimic din cauza unor alte situații. Boală, decepții, iar faptul că persoana respectivă sau voi era implicată într-o altă relație, doi de bute, în acel turn, am zis, izvorul era în altă parte la voi sau în altă parte. Variază. Ia uite, trei de spade, despre asta vorbesc, dezamăgire, stres. Ia, clarificam ea. Hai dăm repede pe cavalerul de bâte. Cavalerul de bâte. Cineva care venea, pleca, venea, pleca. Luna, asul de cupe, diavolul și 10 de cupe. Doamne, ce poate fi mai intoxicant? Emoții intoxicante. Deci totul a început cu atracție fizică. Dar între timp, exact izvorul despre care zic, luna, emoții, da? Asul de cupe, o iubire secretă. O iubire neînțeleasă și 10 de cupe și obsesia de a avea parte de acest izvor. Ia uite și 2 de cupe, Doamne! De a avea parte de acest izvor.
toată viața. Wow. Eu pun cărțile la loc în ideea că poate mai vor să mai vină. Vi le-am citit, da? Doi de cupe, un suflet pereche. Totul a început cu o aventură. A voastră sau a cuiva din viața voastră? Nu știu. Trei de cupe, voi știți. Trei de cupe în prezent. Trei de cupe. Cinci de cupe. Da. Aici sunt regretele că mai e o altă persoană și până nu se eliberează unul dintre voi de cealaltă persoană, și această eliberare aduce durere, decepții. Patru de spade. Împărăteasă, extraordinar. Șapte de spade. Unii dintre voi aveți de-a face cu o balanță, cu cineva cu planete în balanță, văd șapte de spade, cinci de spade, foarte conflictual față de dragoste, față de emoții. Mesaje. Zece de spade, clarificăm și zece de spade. Zece de spade. Și soarele. Aici sunteți voi. Poate că cineva v-a trădat, poate. Dacă v-a trădat, vă vindecați, clar. Vă vindecați și mergeți. Patru de spade merge către abundență, către vindecare. Toate cărțile arată vindecare după decepții. Și a voastră, de ei, și a lor, de voi, nu mă interesează cine e decepționat de voi. Important este că voi vă vindecați. Da? Citesc pentru lei, țin cu lei. Da? Când citesc pentru altă zodie, țin pentru cealaltă zodie. Ideea este că orice a fost, va fi bine în prezent. Veți simți un sentiment de revigorare, energizare. Și veți depăși orice stres pe care l-ați trăit până acum, în povestea despre care am zis, poate în alte povești, nu știu, poate sunt mai multe stresuri, da? Și veți manifesta un soi de abundență, de creștere, de trezire, puterea despre care am zis. După sentiment de abandon. Poate cineva acasă a trebuit să facă multe sacrificii, s-a simțit singur, părăsit, poate. Ideea este că acum va fi bine. Clarificăm, nu puterea, judecata în viitor, judecata pentru lei. Puterea înseamnă putere, da. Poate că o perioadă vă veți mai lupta un pic cu ego, dar hai să vedem judecata. Înseamnă și renaștere. În ce direcție? Renaștere și acest nou capitol. Clarificăm judecata pentru lei. Turnul. Separare. Regele de foc. Puteți să fiți voi. Vă separați de cineva. Regele de bâte. Poate să fie un alt semn de foc sau berbec sau săgetător. Sau perechea voastră. Dacă voi sunteți regine, perechea voastră. Ideea este că apare o separare. Da? Poate să fie o separare în justiție pentru unii dintre voi. Poate regina de spade, iar avocat, notăriță sau semn de aer. Poate acest semn de aer vrea să înceapă o nouă relație. Ideea este că cine vrea să înceapă o nouă relație va manifesta o nouă relație. Ideea este că cine vrea, cine se simte rănit, se va vindeca. Degeaba stați în cale, degeaba vă luptați, că nu se merită să vă luptați pentru ceva care oricum se va dărâma mai devreme sau mai târziu. Da? Nu știu care se separă, voi sau cealaltă persoană, dar cineva se separă cu turnul și cu judecata. Se dărâmă turnul despre care am zis. Se dărâmă. Al vostru, al cuiva. Dar în prezent e bine și eu cred că și în viitor va fi bine. Ia, dăm și pe lună. Lună, nu lume, vreau să zic, scuze. Clarificăm lumea. Pentru soare, lună, Venus, ascendentul, lună, în leu. Lumea. Șapte de monede. Cu răbdare, cu răbdare. În primul rând, puneți punct unui capitol în care ați muncit pe rupte și n-ați avut abundența pe care o meritați și pe care începeți să o manifestați acum. Că e casă, că e job, că e relație. În trecut ați muncit, ați făcut sacrificii într-o direcție. Puneți
punct acelui capitol, acelei cărți, acelei etape, acelor cicluri. Și ia uite. Și manifestați schimbare de energie, că am zis că după lume apare roata norocului. Și manifestați un cuplu sau colaborări fructuoase sau un cuplu armonios. Cu cine? Nu știu, poate cu persoana aceasta care v-a descoperit sau, eu știu, care are legătură cu izvorul despre care am zis mai devreme? Sau cu cine? Nu știu. Ia dăm și pe roata norocului. Hai să vedem roata norocului. Clarificăm roata norocului. Unde ești? Roata norocului. Regina de monede invers. Regina de monede este soție. Invers nu mai e soție. Oricineva se separă de soția voastră, ori, sau de soția lor, pardon, ori e o chestiune, da? Cine a fost soție nu mai e soție, e liberă, e independentă și merge către, adică e preîmpărăteasă și merge către poziția de împărăteasă. E mult mai mișto să fii împărăteasă, să fii soare decât regină de monede, vă garantez. Acum, fără frică, roata norocului. Cine merge în acest nou capitol, cu răbdare, își va regăsi, e o perioadă mai stresantă din punct de vedere financiar, dar își va găsi stabilitatea. Ia uite, regele de spade despre care am vorbit și artistul, interesant, și asul de monede. Cine e artistul? Ideea este că dacă știți să gândiți într-un anume fel, creativ, și sunteți să... Asta e un mesaj așa mai înalt, ca să nu limitez cărțile la mesaje de duzină, dar dacă știți să gândiți în autoritate, în calm, în echilibru, spada e la mijloc, este cu vârful în jos, da? Puteți să vă creați, artistul creează, asul de monedă, o nouă relație stabilă, un nou job, o nouă casă, orice nou care va aduce stabilitate. Acum văd o regină și un rege de spade, un cuplu, care probabil se separă și la un moment dat fiecare va manifesta ceva nou. Depinde de voi dacă vreți să vă creați artistul, da? Acest as de monede. Puteți, puteți. Și poate să fie mai mare decât ce ați creat până acum. Sau mai frumos, că am văzut și între postiții. Mai dăm o carte pe roata norocului și regina de... monede invers. Mai dăm o carte. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în leu. Au venit trei. Această schimbare de energie, repet, ar putea să vă zdruncine pe unul dintre voi sau pe amândoi, din punct de vedere financiar. Unul poate renunță la o soție sau poate voi nu o să mai fi soții. Nu știu, variază, nu intrați în panică. Totul de... este etalare colectivă, nu-i personală, dragii mei. Găsiți-vă poziția. Ideea este că dacă pare acum oarecare dezechilibru cu turnul, nu degeaba, da? Cu turnul este un dezechilibru financiar. Concentrați-vă pe intuiția voastră, ascultați-vă intuiția, că totul este spre binele vostru. Asta duce roata norocului. Trebuie să învățați, să alegeți, că judecata asta face discerne. Și dacă discerneți acum, veți discerne și mai târziu, da? Să alegeți între a vă iubi pe voi, nouă de cupe, dar e dragoste, nu orgoliu, nu egoism, între a vă iubi pe voi, a vă împlini, a vă umple sufletul, apropo de izvorul de care am vorbit, sau asta în relații conflictuale, 5 de spade, câte 5, da? Discuții, 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 jocuri mentale, da? Strategii, ce faceți, ce alegeți? Ce alegeți? Poate cineva trebuie să aleagă între aceste energii. Dacă nu sunteți voi, altcineva, dar oricine ar alege între 9 de cupe și 5 de spade. Eu zic că și voi trebuie să alegeți. Alegerile sunt la nivel colectiv, mai ales în anul acesta. Este 6. Vorbim de luna iunie. Mâine 6 a 6-a.
Și numărul 6 este al anului 2022. Este foarte important ce alegeți, nu doar ce aleg alții, ci și ce alegeți voi. Și dacă ceva se dărâmă, lăsați să se dărâmă pentru că lucruri bune vin. Și în primul rând, acest moment de alegeri, ce alegeți? Relații de dragoste care vă umplu sufletul, colaborări plăcute sau relații de dragoste karmice, conflictuale, cu discuții, da? Sau care vă provoacă tot timpul mental. Iar, mesaje pentru unii dintre voi. La capătul setului de cărți, 9 de monede de împărăteasa de care am zis. Preîmpărăteasă. Aici, meditați cum să fiți împărăteasă. Meditați cum să manifestați abundență în momente de durere, În momentele acestea de durere s-ar putea să aveți niște revelații, apropo de soare, revelații și turnul. Da? Cum să manifestați abundență, independență. Da. Roata norocului. Oh, un mesaj. Ha, bine, un mesaj în plus înainte să cer sfatul. Roata și mama. Pentru unii este o mamă care poate. Are probleme de sănătate. Și are nevoie de cărucior cu rotile. Roți. În fine, un mesaj. Sănătate, mamă, mamă la pat, mamă la pat. Regina de monede invers este iar o mamă care nu se poate manifesta în energia ei maximă și roata norocului, roata. Mișcare. Dacă o mamă a fost la pat acum, poate să se miște eventual. Ar fi frumos mesaje pentru unii dintre voi, da? Mesaje. Ideea este că independența aceasta, abundența aceasta, la care meditați acum, se va manifesta dacă schimbați, eu știu ce, lumea, locul, izvorul, mergeți către un loc cu izvor, un nou loc în care aveți izvor. Poate să fie și o casă, un teren, dar e și metaforic, e și simbolic, înțelegeți, da? Sunt pețile pentru lei, soare, luna, Venus, ascendent, luna, Natalia. Un sfat pentru leuți. Ia uite. Măi, deci e a treia zodie la care apare. Păstrați-vă inima deschisă. Păstrați-vă inima deschisă. Sunt decepții, păstrați-vă soarele, împărăteasa, dragostea. Sunteți puternici, uitați-vă în urmă, da? Păstrați-vă inima deschisă și mergeți, go for it, mergeți către acest nou. Noul deja se manifestă de ceva timp, dar aveți de încheiat un capitol ca să-l puneți în practică, acel nou. E aici, noul e în trecut. Dar în prezent trebuie să puneți capăt, repet, unor decepții, unor dureri, unor capitole. Și să schimbați energia, lăsați. Orice, repet, orice se dărâmă în această perioadă este spre, ia uitați, turnul, regele de foc, semnul leului, da, leu, da, și judecata. Ce se dărâmă este spre ascensiunea voastră. Mesaj de final. Ca să nu ziceți că am vorbit mai puțin a voi decât la alții. Turnul se dărâmă ca să vă aducă ascensiune, trezire spirituală. Mergeți către acest nou. Noul e aici. A început să se manifeste. Alegeți 9 de cupe, nu 5 de spade. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.